vom vorbi de dragostea dintre el și ea. O fată și un băiat. Pentru că dragostea lor este pe față. Am putea vorbi și despre dragostea între doi băieți, dar dragostea lor este o dragoste ascunsă. Vorbi despre dragostea celor doi. Cei doi, când începe dragostea la tine? După vârsta de 18 ani. Ce înseamnă 18 ani? Adică ai trecut de perioada de droguri din școală și poți să iubești. Pentru că școala e păcat, cum să nu iei droguri dacă te duci la chimie? Cum poți să mergi la chimie? Uuuu! 19 ani are ea, 19 ani are el, sau mă rog, apropiați de vârstă, ea, cum sunt fetele, ea să pisicește. Cât timp? Timp de un an de zile. Dragoste mare, nebunie mare. Și acolo nu poți să fie. Timp de un an de zile. După un an de zile, ea într-o zi zici, lui, care e așa. Un an de zile a fost așa, îndrăgostit, înțepenit, zăpăcit, terminat. Și ei zice, dacă tu mă iubești pe mine, la fel de mult, cât te iubesc eu pe tine, hai să nu ne mai vedem. Și ea continuă, eu sunt de vină. Ăsta e uluit. Oricum în relația lor el n-a spus mai mult de atât. Se duce acasă. Se duce acasă și suferă. Cine? Măsa. Care e legat. Mamele sunt legate de băieți diferit. Cordonul ăla umbilical nu renunță la el. Știu o femeie în vârstă, îngropată cu cordonul umbilical. N-a vrut să renunță la el. Cum? Mama suferă. Mama zice, a suferit puiul meu. Puiul meu suferă. Că ăsta vine acasă. Vine acasă supărat. Ce puiul, mă? Mama nu mă mai iubește. Mama nu mă mai iubește. Și atunci apare sentimentul matern la vedere. Vagabonta aia, nenorocita aia, nesimțita aia, cine știe pe unde, din ce familie nenorocită are de cercetori de amărăți? Cum și-o permis ei să dea-n puiul lui mama? Doamne! E momentul să intre în scenă tata, care el vine de undeva, n-a auzit discuția, simte suferința și zice... Ce-i, mă? Și în momentul ăla, ochii mamei sunt pe el. Ce te bagi, bă? Bă! N-ai cum să te retragi din poziția asta. N-ai cum să te retragi. N-ai cum să faci. Trebuie să rămâi. Ai vreo luptă? Nu. Acum o ai. Și încerci să te retragi. Cum? Mărești distanța. Și ăla micu zice, tu știi ce e aia, dragoste? Întrebarea asta trece la măsa. Și maică-sa spune, da! Tu știi ce e aia, dragoste? E o întrebare care nu poți să răspunzi în 10 căsnicii. N-ai cum, e complicat. Da, e bine să le eviți. Acum, problema e asta, problema este ce se întâmplă totuși cu dragostea aia. Cât e, că trebuie să fie undeva dragoste. Că nu te căsătorești așa ca prostă la o, te duci de căsătorești, hai să căsătorim. Nu e așa, trebuie să fie ceva, nu? Acolo trebuie să existe ceva. Tu ce vrei, ce ești în mână? Ha, să te dau. Din dragostea aia pleacă cupluri.